Te salunațiune și îți urez bine ai venit la un nou clip și este ultimul clip despre parfumuri, cel puțin pentru următoarele săptămâni, pentru că de mâine nu voi mai fi la birou, între ghilimele, pur și simplu îmi iau și o vacanță. Vorbim despre Casa Ceruti și vorbim despre un parfum de tip unicorn, acel tip de parfumuri care se găsesc din ce în ce mai greu pentru simplu fapt că sunt parfumuri discontinuate. Iar ăsta este unul dintre cele mai frumoase parfumuri ale Casei Ceruti. Este un parfum pe care eu mi l-am cumpărat la recomandarea unui prieten. Eu fiind fan foarte mare al acestui Ceruti, și anume 1881, For Men, un parfum care a fost foarte mulți ani, parfumul meu semnătură. Un parfum fabulos de frumos ca și compoziție, un parfum absolut excepțional pentru temperaturi moderat ridicate și îndeosebi pentru vară. Însă, pentru că am tot recenzat pe canal parfumul de la Ceruti, nu putea să lipsească și acest image. Pentru iubitorii de cartoane, pentru că ei se dau cu cutia de carton, nu cu conținutul din sticlă, așa arată cutia de carton cu toate informațiile, ura și la gară, dăm la o parte că nu ne interesează absolut deloc pe noi chestia asta, ne interesează însă chestia asta, și anume sticla. O sticlă foarte interesantă, foarte simplistă, în materie de design, foarte elegantă de potrivă și care, cel puțin pe mine, mă duce automat cu gândul când o văd la un parfum de tip fresh, ceea ce și este acest Ceruti Image. O sticlă care este jumătate transparentă, jumătate mată și cu un atomizor foarte interesant, ceva de gen școală veche, din metal, care împrăște foarte mult suc și o face pe o suprafață de asemenea mare. Parfumul a apărut în 1998, iar parfumierul din spatele său este Ursula Vandel. Este un parfum de tip fresh aromatic, însă deopotrivă este un parfum care conține foarte multe tonuri fructate. Excesiv de multe, aș îndrăzni să zic, îndeosebi pentru un parfum bărbătesc. Există și o variantă feminină a acestui parfum, aia vine în cutie portocalie pentru cei interesați și mai mult decât atât vine și cu o compoziție diferită față de varianta masculină. Ceruti Image for Men vine cu o compoziție foarte interesantă, avem în notele de vârf pere, bergamotă, prună, piper și frunză de banane, foarte interesantă nota asta de frunză de banane. Avem în notele de mijloc lemn de goiac, iasomie, chiparos și frunză de smochin. Bineînțeles, în momentul în care am văzut care smochin, indiferent ce fel de notă de smochin, n-am putut să-mi refuz plăcerea de a-l adăuga în colecție. Iar în notele de bază avem paciuli, cedru, ambră, lemn de santal, mosc, vetiver haitian și vetiver tahitian. Un parfum care vine cu două note de vetiver, într-o oarecare măsură, dacă vreți să facem o paralelă, îl putem compara cu parfumurile din linia Encrenoir de la Lalic, pentru că și alea vin cu două note diferite de vetiver. Însă nu se aseamănă absolut deloc creațiile între ele. Ăsta este un parfum fresh de la început și până la sfârșit, însă ce m-a surprins pe mine în mod plăcut a fost faptul că nu mă așteptam să fie atât de fresh, atât de răcoritor, atât de luminos și de revigorant. Asta în condițiile în care, repet, ani de zile, ăsta a fost parfumul meu semnătură. Fiind pentru mine, cel puțin, și este încă și în ziua de astăzi, unul dintre cele mai bune parfumuri de tip fresh aromatic. Cu toate acestea însă, spre surprinderea mea, Ceruti Image este mai răcoritor. E ca și cum, nu știu, ți-ai dat dimineața cu apă rece de izvor sau de râu de munte pe față, imediat după ce te-ai trezit. Exact efectul ăsta îl are Ceruti Image, cel puțin pe pielea mea. Și îmi place la nebunie. Îmi place la nebunie. O deschidere foarte interesantă, unde nota de pară joacă un rol central, combinându-se cu o notă de piper care o ascute, dar vine și o bergamotă, foarte, foarte zemoasă, foarte fervescentă și ai acolo două elemente foarte interesante în parfumerie, îndeosebi în parfumeria bărbătească. Nota de prună, pe care o poți reîntâlni, de exemplu, pe la Casa Ferrari, dacă nu mă înșeală memoria, în Ferrari Black sau ceva de genul ăsta, în fine, dar ai și nota aia foarte interesantă pe care eu nu am mai întâlnit-o niciodată în parfumeria bărbătească și anume nota de frunză de banană. Și nota aia de frunză de banană vine
și conferă caracterul aromatic întregii deschideri de tip fructat, împreună cu nota de piper. Pentru că mirosul este ceva ce eu n-am mai mirosit, sincer. N-am mai mirosit. Asemănări pot regăsi cu anumite deschideri din anumite parfumuri, dar nu pot să spun că sunt 100% identice. Nici măcar nu pot să spun că sunt 50% identice. Doar vagi asemănări. Este foarte frumoasă compoziția asta fructată, aromatică și extrem de răcoritoare datorită bergamotei din deschiderea lui Ceruti Inimii. După care notele de inimă își face simțită prezența, nota de chiparos în mod deosebit pe pielea mea, o notă lemnoasă foarte frumoasă pe care eu o apreciez în mod deosebit în parfumeria bărbătească, dar de asemenea ai și o notă florală foarte dominantă care conferă un aspect foarte luminos, foarte răcoritor deopotrivă, foarte elegant de asemenea, și anume nota de iasomie. Iar din spate sunt susținute de niște acorduri de lemn de guaiac care conferă coloană, caracter și de frunza de smochin. Mi-aș fi dorit ca frunza asta de smochin să fie un pic mai dominantă, dacă vreți, în inima parfumului, mai ales că ai nota aia de iasomie acolo și nota de chiparos, însă vine cu caracterul său, hai să spunem, herbal și vei resimți chestia asta, iar parfumul se dezvoltă în ceva foarte curat, dar în egală măsură te duce cu gândul la ceva și verde, dacă vreți, sau dacă are vreun sens ceea ce spun. E foarte interesantă compoziția acestui parfum. Ulterior, în spate, în bază, ai, hai să spunem, tonurile lemnoase dominante, îndeoseb lemnul de santal, cedrul, ai de asemenea și niște ambră acolo, ai nota de patchouli, ai cele două tonuri de vetiver, iar parfumul este aerisit ulterior de o notă de mosc. Foarte frumos, foarte frumos făcut. Un parfum cu niște note individuale, foarte bine alese, foarte curios alese deopotrivă, repet, pentru un parfum bărbătesc. Este destul de ciudat să ai atâtea tonuri fructate și hai să fim foarte serioși. Nota de pară, nota de prună nu sunt cele mai masculine note cu putință în parfumerie. Ele mai degrabă înclină spre partea feminină. Însă ai acolo tonurile alea foarte bune, lemnoase, care vin și echilibrează perfect balanța și transformă parfumul în ceva cu adevărat masculin. Ai de asemenea bergamota aia care joacă un rol extraordinar în acest parfum pentru că este foarte răcoritoare și este foarte zemoasă, foarte fervescentă. Ai nota aia de piper, ai nota de iasomie, din nou, o notă florală care de cele mai multe ori înclină spre partea feminină, dar care de asemenea este foarte bine echilibrată de celelalte elemente din compoziție. Din punctul meu de vedere, ăsta este unul dintre cele mai frumoase, cele mai interesante și printre cele mai unice, îndrăznesc să zic, parfumuri de tip fresh, pe care le-am mirosit, cumpărat, deținut, testat vreodată în viața mea. Este o surpriză extraordinară pentru mine. Din nou, făcând paralela cu Ceruti 1881 Purom, deși pe ăla nu poate să-l înlocuiesc niciun parfum în preferințele mele, însă Ceruti Image vine și demonstrează că poate să fie chiar mai fresh decât ăla. Foarte frumos parfum, foarte bine făcut, felicitări parfumierului din spatele său, felicitări casei Ceruti. Din punct de vedere al performanței, parfumul stă la nivelul pielii mele ca longevitate, undeva în zona de 10 ore. Ceea ce nu pot să zic că mă deranjează, nici nu pot să zic că mă extaziază, pentru că la cât este de frumos mirosul și cât este de răcoritor, mai ales că eu am purtat parfumul ăsta doar în temperaturi ridicate, adică peste 30 de grade Celsius. Iar senzația de răcoare pe care ți-o conferă în momentul în care l-ai aplicat pe piele este absolut extraordinară. Dacă vreți, unul dintre puținele parfumuri care reușește să-ți transmită același sentiment ca și Mugler Cryptomint, din punctul ăsta de vedere. Un parfum care, din punct de vedere al proiecției, nu este un parfum care proiectează monstruos, care proiectează grozav, însă nu o face nici rău. Așa cum ai fi tentat să crezi, uitându-te pe notele din compoziția sa. În primele două ceasuri, parfumul proiectează foarte bine, foarte bine. Ulterior am parte de o proiecție de tip moderat, aproximativ 5 ceasuri, și o proiecție de tip slab, aproximativ 1 ceas. Deci cea mai mare parte din durata de viață pe care o are acest parfum la nivelul pielii mele, el proiectează.
Efectiv, până la sfârșitul purtării, parfumul tot continuă să transmită adier, să-l resimți că l-ai pe tine. Asta pe piele, pe haine poate să stea mai bine, mai mult și implicit să proiecteze mai puternic. Deci, din punct de vedere al performanței, nu sunt absolut deloc dezamăgit, asta în condițiile în care vorbim despre un parfum de tip fresh. Un parfum fructat, deopotrivă, un parfum care însă are și foarte multe elemente lemnoase, lemnos masculine mai degrabă. Notele predominante pentru mine, cel puțin, sunt notele fructate, nota de bergamotă de asemenea, în mod deosebit nota de musc reiese în evidență de data aceasta și în acest tip de parfum pentru mine și pe pielea mea, dar deopotrivă și frunza de smochin, nota de iasumie și lemnul de chiparos deopotrivă. Piperul nu a zice că este într-o cantitate foarte mare, dar este prezent, îl sesizezi și lucrul cel mai important, își face treaba. Altceva nici măcar nu m-ar fi interesat, sincer să fiu, din punct de vedere al notei de piper. Un parfum foarte flexibil din punctul meu de vedere ca scenarii de purtare, ca ținută de purtare, de asemenea, este un parfum pe care poți să-l porți aproape la orice ținută. Mai puțin, a zice eu, o ținută de tip formal. Totuși nu cred că ar fi elementul sau cadrul potrivit în care să porți un astfel de parfum. Însă, în rest, merge la absolut orice altă ținută. Din punctul meu de vedere, ăsta se pretează la o ținută de tip formal, dar cerut image, din păcate, nu. În rest, la orice ținută. Din punct de vedere al scenariilor, foarte versatil parfumul pentru mine, un parfum de timp liber, un parfum excelent pentru vacanță, pentru concedii, un parfum de ieșit în oraș, de mers la cinema, de ieșit la o plimbare, nu știu, găsiți voi tot felul de scenarii în care vă petreceți timpul și garantat parfumul ăsta funcționează. Ca și categorie de vârstă, sincer să fiu, îl văd mai degrabă, de fapt ca întotdeauna, văd mai degrabă genul ăsta de parfumuri recomandate pentru consumatori mai maturi, dar dacă ești consumator tânăr și, sincer să fiu, n-ar trebui să reprezinte o problemă să-ți placă parfumurile curate, parfumurile fresh, revigorante, atunci recomandarea este pentru ambele categorii de vârstă. În egală măsură, parfumul ăsta, sincer să fiu, aș fi curios cum s-ar comporta pe pielea unei femei. Repet, există varianta feminină, ăla vine cu o notă de mentă, de exemplu, în el, lucru care mă bucur că nu există în cerut imiș, pentru că nu iubesc în mod deosebit nota asta de mentă, dar aș fi foarte curios cum s-ar comporta cerut imiș, varianta masculină, pe pielea unei femei. În mod deosebit datorită tonurilor fructate, foarte prezente în el. Parfum, cum am spus, versatil, flexibil, cu un miros foarte frumos, foarte răcoritor. Repet aspectul ăsta, este trăsătura esențială a acestui parfum și anume un parfum răcoritor. Un parfum care te bine dispune, îți conferă o senzație foarte plăcută, de bună dispoziție. Un parfum care nu încearcă să, hai să zicem, să fie ceea ce nu este în realitate. Nu se forțează foarte mult ca să fie pe placul celor din jur și în mod deosebit pe placul celui care îl poartă. Un parfum care poate fi purtat de asemenea implicit la birou, dacă sunteți în căutarea unui astfel de parfum pentru astfel de scenarii. Un parfum care nu costă nici foarte mulți bani, dar, repet, este un parfum considerat unicorn. Este mai greu de găsit, se mai găsește, dar dacă vreți neapărat să-l aveți în colecție, vă recomand acum să faceți achiziția, pentru că ulterior s-ar putea să nu mai aveți de unde să-l găsiți, decât la Samsari de apă parfumată, care o să vă ceară niște tarife pe măsură. Cam atât de zis despre Ceruti Image, o frumusețe de parfum a casei Ceruti, una dintre casele mele preferate, am mai spus chestia asta. Am recenzat o sumedenie de parfumuri și am deținut o sumedenie de parfumuri de la ei. Le găsiți recenziile la toate în playlist pe canal și absolut toate primesc din partea mea recomandare de achiziție, pentru că sunt o casă accesibilă ca preț, dacă te duci să cumperi de pe magazinele online, mai puțin dacă te duci să cumperi din parfumerie, care lucrează foarte bine,
care au niște parfumuri destul de, hai să spunem, atipice oarecum, îmbină un stil tradițional italienesc deopotrivă cu ceva ce reîntâlnești mai degrabă prin parfumeria, hai să zicem, de nișă oarecum, în sensul în care reîntâlnești întotdeauna în creațiile lor niște note mai ciudate, mai atipice, care scot în evidență compozițiile. Ca de exemplu, cum era Ceruti 1881 Black, care avea o notă de marțipan. Foarte interesant parfum. Cam atât de zis în clipul ăsta, națiune. Ne vedem nu știu când. Până atunci însă, ca întotdeauna, dăm voie să-ți mulțumesc pentru timpul acordat, să-ți mulțumesc pentru atenție și, desigur, să-ți urez ca întotdeauna toate cele bune.